pentru a fi adoptat și în cazul nostru scenariul unirii celor două germanii, el ar trebui să reunească două condiții. Prima, asumarea naționalității române de către toți basarabenii, moldovenii basarabeni am în vedere, și al doilea, acordarea cetățeniei românești tuturor basarabenilor. Și atunci va putea fi aplicat și în cazul nostru scenariul celor două germanii.